Atunci când joacă FCSB, parcă intră dracu în arbitri. I-ați văzut? Nu mai fluieră bine, nu văd aia, nu văd aia. Parcă intră dracu în arbitri. Bună dimineața, așa a zis Gigi Becali după ultima partidă pe care a avut-o de disputat echipa sa. Aseară, atenție mărită, atenție sporită, juca CFR-ul cu Craiova. Bătea CFR-ul, trecea în frunte. Ori scos un amărât de egal, soacră mea săracă, au rupt integramele. Ia în timpul meciului, dacă nu face ceva colateral bine pe lângă că ia un Alprazolam sau un Xanax, fără Xanax meciul nu există, ea trebuie să facă ceva. Măi, 0-0 după 15 minute, 0-0 după pauză, 0-0 la final, o rupt cartea de integrame. Care e partea bună? Partea bună e că n-am pus pariu. Noi punem pariu pe 100 de lei și eu bineînțeles că puneam pariu pe CFR, că pierde. N-am putut pune pariu că nu a venit Pitiu cu pensia. Deci, atenție, dragi, domnul Câțu se aude? Doamna Turcanu, nu pot pune pariu cu soacra că n-are diridari. Că eu am, că primesc cafeluță. A, o trebuie să iau butoiul ăsta făcut de negruț. Artistic decor, pirogravat, ca să pun cafeaua primită, numai din America am primit, de la Radu și Simona din Nashville, Tennessee. Mulțumesc frumos! Poate în curând o să primesc și un Tennessee whisky. George și Codruță din Portland, cafele bune au dat. George și Codruță, George din Mănășturi. Măi, Mănășturul a dat nume grele pentru diaspora. Au o firmă de tiruri, străbat toată America. Dau și câte o cafea. Ionica Ardeleanu, care când nu cântă, pune instalații electrice sau invers. Îți dai seama, omul ăsta, când merge să-ți facă instalația electrică la casă, în California, că și el e dus, îți cântă vreo două CD-uri și nici nu știi când ai curent la priză. Mulțumesc, Ionica, pentru cafea și nu în ultimul rând prietenilor din Florida. Și ei plecaste din Cluj-Napoca, din Gheorgheni, Cristinela și Ovidiu. No, pot eu ține cafeaua asta? Cana asta cu cafea e foarte grea, dar e foarte bună. De pe site-ul buymeacoffee.com/nicubende, adică eu. Ce să facem? Iară numai prima pagină și ultima pagină din ziar. Toate site-urile le deschizi, toate știrile din sport cu asta încep, cu cine va fi campioana, cu meciurile astea derizorii, mă, că nici nu te mai pot uita la Liga 1, la cum joacă ăștia. Șaseară la CFR cu Craiova, parcă era miuț, își pasau mingele între ei. De-a latul terenului, de-a lung, de aiurea. Și când te gândești că ieri, în finalele campionatelor europene de canotaj, România cu echipe tinere, cu echipaje tinere, a obținut 2 medalii de aur și 4 de argint și pentru astea este un loc mic, scris așa mărunt, parcă e erată, mă, în ziare. De totuși e o performanță extraordinară, confii noi în ape tulburi, dar cineva trebuie să dea la vâstre, trebuie să tragă la rame. Aș fi curios așa o poză cu toți canotorii, să li se vadă mâinile și să li se expună pozele lor, pozele mâinilor lor după ce au tras în embarcațiuni, să li se expună pozele cu mâinile la parlament. Ar lăsa vreun parlamentar ochii în jos, ar avea tupeul să se uite la mâinile lor cu care... Că, de exemplu, Cherecheș, mare politician de Baia Mare, trebuie să dea acum înapoi vreo 500.000 de euro. Că îl împrumutase mămica lui cu 1,5 milioane de euro. Da, așa e România, mama... Mama e mama. Tătă facultatea și mama îmi dădea sute de mii de euro. Da, că punea în autobuz pachetul cu plasa de rafie, cu pachetul pentru fiul său de la facultate și acolo, între borcanele cu zacuscă, lângă puiul fript, punea și ea vreo 10-15 mii de euro seara ca mamă, că zice, mai mult n-am avut. N-am avut, zice, atunci nu erau bitcoin, că sigur, la cât mă iubește și cât mă iubea mama în studenție, îmi trimitea și o jumătate de bitcoin. Ei, nu vii vouă rușine, nu-l e rușine, că de-aia continuă să facă tot lucruri dubioase, de exemplu Victor Ponta, după ce o mânca bătaia ci la alegeri cu mini-partidul lui, acum e consultant politic în Turcia, ci că e mare prieten cu Erdogan, de-aia s-a operat el la picior în Turcia. Și a început domnul Ponta, a început să ia lecții de turcă. Păi cred că e simplu să învețe turca, el era obișnuit cu rahatul, cu ciubucul, cu peșcheșul, știa chestiile astea, să apucă de turc. Păi adevărul e ăsta, că ori te apuci de turc, ori de rusă, rusă cred că știe, ori de chineză. Numai la modă engleză, franceză. Păi n-ați văzut că și Cioran a devenit în Franța personaj de benzi desenate? El, ultimul mare stilist al limbii franceze. Da, ce să facem? Să bem o cafea?
Radu și Simona Nashville, George Codruța Portland, Sărumâna Ardeleanu din California, te salut, Cristinela și Ovidiu din Florida. Îți vine să-ți rup buletinul când îi vezi pe ăștia. În primul rând, nu se recomandă acum să-ți rup buletinul, că nu poți că e din plastic. Doi, dacă reușești să-l rup sau să-l tai, nu-ți va mai elibera nimeni duplicat. De ce? Nu există plastic pentru cărțile de identitate. Băi, eu am înțeles orice în România asta, dar râurile, munții, sunt plini, sunt pline de peturi. Peste tot pe unde mergi, găsești câte un pet. Calci pe plastic. Și nu este plastic în România ca să-ți faci buletinul. Sunt liste de așteptare. La vaccin și la buletine, cele mai mari liste de așteptare. Ni se tot scot ochii că din august trecem la carte electronică, cu semnătură electronică, cu caca-maca. Aia o să se înceapă undeva pe sfârșitul anului în București și o să dureze de 3-4 ani până o să se implementeze în toată România. Mă gândesc cum erau pe vremuri buletinele alea cu file, știți? Cu file. Acolo puteai să citești liniștit și acum n-avem un amărât de plastic pentru un dreptunghi. Vai și amar de capul nostru. Calci pe peturi în România și trebuie să aștepți cu săptămânile ca să-ți dea carte de identitate. Lasă că vine unul mai, ce mai viață, ce mai trai, să deschizi stațiunile la mare, plaje, ai ce frumos, petreceri. Nu. Nu-i voie la petreceri, ne-au spus cei care țin frâiele pandemiei, fără party-uri, fără petreceri. Dar pe românul s-o descurca. Să strâng eu 100 într-o vilă și zic, nu, ce să facem, avem mulți veri, avem mulți prieteni, avem mulți... și trag o petrecere. Ia o mică amendă și viața merge înainte, ca vântul în vama veche. Ca vântul și ca, bă, ieri în Cluj-Napoca a descins doamna Șoșoacă. Pe vremuri cum coborau domnitorii, cum coborau mai mari țări, descălecau. Ea a descălecat din celebrul său Corsa, că așa merge pe teritoriu, cu o mașină chipurile de clasă medie, deși ea are șofer cu limuzină, cu tot ce trebuie. A descălecat ieri doamna Șoșoacă în Cluj, cu batic, cu, eu am crezut că e import din SIC, ștenal de Omega, am crezut că e, dar nu, era o combinație ciudată, ie românească, batic de Bistrița, papuci de la Tabita, papuci de la Second, arăta ea cumva, băi și cine, să fac aici, la Clopot. La Clopot, așa îi zicem noi, este un monument pe eroilor, la Clopot, Clopotul memorandiștilor și cred că s-o potrivi bine că a făcut ea protestul sau ce naibă o fi fost acolo, pentru că e un clopot sus, dar n-are limbă. Apoi o dat ea din limbă și a prezentat o Ghiță Funar. Funar, mă, vorba lui tata, urâtă-i bătrânețea tău, dracu, urâtă-i bătrânețea tău, dracu. I-a zis asta, Vadim, măi Ghiță, îmbătrânești? Urât. Dădea el dintr-un drapel acolo, asta își ridica poalele în cap și o șoacă și vorbeau despre 5G. Deci în alte părți ale țării, în respectiv la București, acolo au fost marile proteste, așa zise, mari, acolo doamna Șoșoacă vorbea despre mască, despre vaccin, despre îngrădirea libertăților, noi acela Cluj-Napoca nu mai a avut subiect, o trecut pe 5G. De ce eu zic 5G? Pentru că 5 participanți au fost la meeting-ul lor despre 5G, ne distruge 5G-ul. Au fost câțiva participanți, dar majoritatea mergeau să-și ia înghețată, că este pe colț vis-a-vis de monument o înghețătălărie și luau câte o înghețată, îngeau înghețată și se uitau la Șoșoacă cum își punea poalele în cap lângă Funar, Stegarul Dac. Vai de capul nostru, Funar, Șoșoacă și Ardeleni. Nu cred că mai vine doamna Șoșoacă la Cluj, că poate dacă merge pe Mănășturi, pe Doda Pilipă, poate acolo să-și găsească clienți, dar nici acolo nu cred. Cafea bună americanească primită pe site-ul buymeacoffee.com de la Radu și Simona, Nashville, George Codruța, Portland, Ionica Ardeleanu, California și vechii mei donatori și prieteni, Cristinela și Ovidiu din Portland. Săptămână ușoară, săptămână bună. Mă duc la permise acum, sunt la permise, nu știu când se va posta video ăsta, să îl preschimb. Fiind la bază șofer de Alba, tachitic, poziția ghiocelului, da să trăiți, am copie, am dosar cu șină, deși nu trebuie, completez cererea, clinic sănătos, Doamne ajută-vă, dați-mi permisul și eu vă permit să fiți bine și sănătoși.
Zi superbă, săptămână plină cu cele necesare sufletului dumneavoastră. No servus!